În Ilișești le-a ieșit în față, pe mijlocul drumului, o căruță încărcată cu lemne. Șoferul nu a mai putut evita impactul și a intrat direct în ea. În urma coliziunii, fotbalistul și pasagera din dreapta, dar și căruțașul au ajuns la spital. Ocupa absolut amândouă benzi. Da. Ocupa. Și a venit și cu fază scurtă, venea din deal și fază scurtă bătea și în vale. Da. Și îmi bătea exact în lung. Și am văzut destul de târziu, am apăsat frâna imediat în secundă când am văzut. Da. Bine că s-a întâmplat la zi, da. Impactul a fost foarte puternic. Imediat la fața locului au ajuns militarii detașamentului de pompieri Suceava cu auto specială pentru descarcerare și o autoambulanță Smurd. Tânăra a rămas încarcerată și a fost nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare pentru a fi scoasă dintre fiarele contorsionate ale mașinii. Atât ea cât și fotbalistul au ajuns în stare gravă la spital. Cei doi au rămas internați pe secția neurochirurgie cu politraumatism și sportivul cu traumatism cranian și edem cerebral. Căruțașul a ajuns și el la unitatea medicală cu răni ușoare. Pe timpul intervenției pompierilor, aproximativ 30 de minute, circulația rutieră a fost blocată pe un singur sens. M-a pus să întorc faetonul în mijlocul drumului, să duc, să duc materialul la acolo silnic. Am încercat să o întorc, v-a spus la polițai, nu știu cum îl cheam, nu știu. Așa, au venit de sus, au venit cu mașina și au venit drept în faeton. Au fost aduși 3 pacienți dintr-un accident rutier. 2 se internează pe neurochirurgie, fata cu un politraumatism și băiatul cu un traumatism cranian și edem cerebral. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.